În acest articol voi vorbi despre vaccinul Novivac pentru câini, compoziția acestuia, tipurile și indicațiile de utilizare. Voi scrie cum funcționează schema de vaccinare complexă și care sunt contraindicațiile pentru internare și efectele secundare. Ce să fac? Voi explica modul în care se calculează doza și se păstrează medicamentul. Voi da prețul produsului și posibili analogi. Novivac. Vaccinuri împotriva câinilor împotriva hepatită adenovirală, ciuma carnivorelor, rabie, enterita parvovirusului, leptospiroza, parainfluenza, bordeteloza. Descrierea și compoziția vaccinului antirabic Novivac. Vaccinurile Novivac sunt produse de compania olandeză Intervet International BV. Sunt o serie de medicamente destinate vaccinării animalelor împotriva mai multor boli virale. Compoziția include virus inactivi, slăbiți. Fiecare medicament conține un anumit tip de virus pentru care este destinat. Odată ajunși în organism, acestea provoacă un răspuns al sistemului imunitar sub forma formării imunității persistente la aceste boli. Vaccinurile Novivac sunt disponibile în vaccinuri monocomponente și multicomponente. Se combină bine între ele, ceea ce face mai ușoară vaccinarea animalelor simultan împotriva multor boli. Tipuri de vaccinuri. Mai multe tipuri de vaccinuri sunt produse sub denumirea comercială Novivac. Novivac Lepto, conceput pentru vaccinarea câinilor împotriva leptospirozei. Prima vaccinare se administrează când catelul are 2 luni. După 2 săptămâni se efectuează revaccinarea. Apoi, trebuie să vaccinați câinele în fiecare an. Imunitatea la boală apare la 3 săptămâni după vaccinare și este activă timp de un an. Novivac Rabies, conceput pentru vaccinarea animalelor de companie împotriva rabiei. Prima vaccinare pentru pui se administrează la vârsta de 3 luni, apoi anual. Imunitatea începe să se dezvolte la 3 săptămâni după administrare și protejează câinele de virus timp de 3 ani. Novivac Rele, conceput pentru vaccinarea câinilor împotriva leptospirozei și rabiei. Recomandat ca vaccinare de rapel împotriva leptospirozei și vaccinare vaccin de rapel împotriva rabiei. Introducerea inițială se efectuează la vârsta de 3 luni, apoi anual. Novivac Le 4 este destinat vaccinării câinilor împotriva leptospirozei. Mai modern și mai avansat decât Novivac Lepto, prima vaccinare pentru pui se efectuează la vârsta de 6 săptămâni, apoi la 10 săptămâni se revaccinează. Vaccinările ulterioare sunt administrate anual. Novivac Pupip este destinat vaccinării animalelor de companie împotriva enteritei parvovirusului și a ciumei carnivore. Prima vaccinare se administrează pui la vârsta de 1 lună, apoi anual. Novivac DHP este destinat vaccinării câinilor împotriva hepatitei infecțioase, enteritei parvovirusului, ciumei carnivore. Prima vaccinare se administrează la vârsta de 2 luni, apoi odată la 3 ani. Novivac DHP este destinat vaccinării animalelor de companie împotriva plăgii carnivorelor, hepatitei infecțioase, parainfluenza, enteritei parvovirusului. Prima vaccinare se administrează la vârsta de 2 luni, a doua într-o lună, apoi o dată pe an. Novivac Case este destinat vaccinării animalelor împotriva bordetelozei și parainfluenza. Se administrează sub formă de picături nazale. Primul vaccin se administrează la vârsta de 2 săptămâni, al doilea un an mai târziu. Indicații de utilizare și mecanism de acțiune. Vaccinurile Novivac sunt indicate pentru vaccinarea câinilor împotriva leptospirozei, enteritei parvovirusului, rabiei, hepatitei infecțioase, ciumei carnivorelor, parainfluenza, bordeleloza. Vaccinul este un agent viral foarte atenuat. După ce intră în organism, sistemul imunitar începe să producă în mod activ anticorpi. În cazul în care un animal este infectat cu virus de la care a fost vaccinat, anticorpii dezvoltați după vaccinare distrug rapid infecția. Instrucțiuni de utilizare pentru câini. Novivac Lepto, Novivac Pupip, Novivac DHP, Novivac Rele, Novivac Le 4,
Nobivac DHP se injectează subcutanat, la greabăn. Nobivac Rabia, intramuscular, în coapsă. Nobivac Case, intranasal, picură în nas. Animalele trebuie vaccinate strict în termen. Vaccinarea trebuie efectuată numai la câinii sănătoși. Este posibilă vaccinarea animalelor de companie și a cățelușelor însărcinate la o vârstă fragedă. Poate fi folosit acasă. Atunci când este utilizat independent, trebuie să urmați instrucțiunile medicamentului. Dacă compoziția este sub formă lichidă, trebuie să colectați suma necesară de fonduri și să faceți o injecție câinelui. Dacă Nobivac este sub formă de pulbere, se diluează până la o consistență uniformă cu solventul aplicat și se injectează și animalul de companie. Este foarte important să amestecați bine produsul înainte de administrare. Locul injectării trebuie tratat cu un antiseptic, miramistină sau clorhexidină, înainte și după manipulare. Este strict interzisă amestecarea mai multor vaccinuri într-o singură seringă. Dacă câinelui trebuie să îi se administreze două vaccinări în același timp, trebuie injectate seringi diferite în diferite locuri ale corpului. Dacă animalul de companie a dezvoltat o alergie la vaccinarea anterioară, trebuie administrat un antihistaminic cu 1,5 ore înainte de vaccinare. Efectele secundare ale vaccinării. Medicamentul poate provoca reacții adverse minore temporare care nu necesită tratament medical, letargie, somnolență, o ușoară creștere a temperaturii corpului, vărsături, diaree, indurație și roșeață la locul injectării. Nobivac Case poate provoca, de asemenea, reacții adverse, descărcare din nas, umflătură, încălcarea proceselor de respirație, erupție pe față. În caz de febră, convulsii, salivație crescută, salivație cu spumă, trebuie să contactați imediat o clinică veterinară. Contraindicații pentru admitere. Contraindicația pentru utilizarea medicamentului este boli ale câinelui, ducând la scăderea imunității, starea slăbită și epuizată a animalului, înfrângere prin endo și exoparaziți. Condiții de depozitare și termen de valabilitate. Este necesar să păstrați vaccinurile în frigider la o temperatură de 2 până la 8 grade C. Nobivac Lepto, Nobivac Pupip, Nobivac DHP pot fi păstrate în ambalaje intacte timp de 2 ani. Nobivac Rabies, 4 ani. Trele, 4, 3 ani. DHP, 5 ani. Case, 2 ani, 3 luni. După deschiderea sticlei, medicamentul nu poate fi păstrat. Preț și analogi. Pentru utilizare independentă la domiciliu, este posibil să cumpărați medicamentul unul câte unul în farmaciile veterinare. Costul unui vaccin va fi aproximativ egal cu Lepto, 80 de ruble, Rabia, 110 ruble, Trele, 180 de ruble. Lepatru, 240 ruble, Catelus DP, 240 ruble, DHP, 270 de ruble, DHP, 270 de ruble, Case, 700 de ruble. Analogi de medicamente, Eurican și Avangardă. În articol, am vorbit despre vaccinul Nobivac pentru câini, compoziția acestuia, tipurile și indicațiile de utilizare. A scris cum funcționează, care sunt contraindicațiile pentru admitere și efectele secundare. A explicat cum se calculează doza și se păstrează medicamentul. Prețul produsului și analogii posibil distribuie pe rețelele de socializare.